ale Ordinului Asistenților Medicali Galați, întreaga conducere a Ordinului Asistenților Medicali Galați vă transmite cu toată dragostea, cu tot respectul și cu toată prețuirea, vă transmitem la mulți ani. Noi, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali din județul Galați și din întreaga Românie de altfel, constituim categoria de profesioniști ai sistemului sanitar din România, cea mai reprezentativă, cea mai numeroasă, cea mai empatică, așa spunem noi, cu pacienții, și ca întotdeauna în ultimii 10 ani, cel puțin 12 ani, ca întotdeauna în ultimii 12 ani, Ordinul Asistenților Medicali Galați nu a lăsat să treacă această zi mondială a sănătății fără să o celebrăm, fără să ne implicăm în campaniile de educație pentru sănătate propuse de Ministerul Sănătății din România și propuse de Organizația Mondială a Sănătății. De cel puțin 12 ani, în fiecare an, aniversăm această zi, pentru că este și ziua noastră, a profesioniștilor din sănătate, deși, așa cum bine știm cu toții, de 100 de ani, noi avem ziua noastră a asistenților medicali, Ziua Internațională a Asistenților Medicali, pe care o să o sărbătorim pe 12 mai. Dar și astăzi este tot ziua noastră, pentru că noi constituim armata care luptă, veghează, educă populația pentru păstrarea sănătății, promovarea sănătății și ajutăm la tratamentul persoanelor care au nevoie de serviciile noastre și de munca noastră. La mulți ani încă o dată. Spuneam că Organizația Mondială a Sănătății, și spun acum că Organizația Mondială a Sănătății, înființată în 1948, celebrează din 1950 până astăzi, în fiecare an, Ziua Mondială a Sănătății și propune tuturor guvernelor care fac parte din Organizația Mondială a Sănătății, decidenților politici din țările de pe tot globul, propune teme de dezbatere, teme de educație a populației, teme care constituie prioritatea momentului. Din 1950, sigur că s-au dezbătut nenumărate teme. Numai în ultimii ani am vorbit fie de diabet, fie de hipertensiune arterială, fie de rezistență la antibiotice, fie de sănătate pentru toți, sunt câteva din ultimele campanii ale Organizației Mondiale a Sănătății. Astăzi, pe 7 aprilie, noi, Ordinul, am vrut să vă oferim și o locație extraordinară, să ne simțim sufletește foarte bine, foarte atașați problemelor noastre, profesiei noastre. Această locație a Teatrului Dramatic înseamnă educație, înseamnă cultură și eu îmi permit să afirm că și profesia noastră înseamnă deopotrivă și educație, și cultură, și profesionalism, și empatie. Și cândva aveam o definiție care spunea că profesia noastră este și o artă. Și de aceea m-am gândit că cea mai potrivită locație pentru astăzi este locația Teatrului Dramatic Fanny Tarquini. Organizația, poate aici se cuvine să precizez și să aduc mulțumiri pentru că suntem astăzi aici în Teatrul Dramatic Galați, să aduc mulțumiri pentru această activitate Primăriei Municipiului Galați, domnului primar Chianu, conducerii primăriei și o să-i mulțumesc și domnului viceprimar aici de față în sală, pentru că suntem astăzi aici și datorită dumnealor, pentru că ne-au ajutat să fim aici și ne-au ajutat cu sponsorizarea pentru a fi în această minunată locație. Spuneam că Organizația Mondială a Sănătății, și vă spun dacă n-am spus, astăzi, 7 aprilie 2017, a lansat
temă pentru toate popoarele lumii, pentru toți conducătorii lumii, pentru toate ministerele sănătății din lume. A lansat tema depresiei. Am vorbit despre atâtea teme în anii din urmă, dar iată că această temă, depresia, această stare de fapt, această boală, cuprinde din ce în ce în ce mai mulți locuitori ai planetei, fără să țină cont de vârstă, religie, sex, stare socială, fără să țină cont de apartenență politică, de evoluție economică. Din păcate pentru noi, realitatea o cunoaștem cu toții, o cunoaștem din mass media, o cunoaștem prin propria noastră viață și activitate. Stresul este din ce în ce mai puternic, ne supune unor provocări din ce în ce mai mari. Nu toată lumea reacționează la fel la stres, la evenimente tragice, la tot bombardamentul informațional și de acțiuni care se întâmplă în viața noastră. Și știți foarte bine din activitatea noastră a tuturor câți pacienți ni se adresează cu anxietate, cu depresie. Și tocmai pentru că depresia, ca procent, cuprinde o categorie, un număr, un procent însemnat din populația globului, Organizația Mondială a Sănătății ne propune nouă spre dezbatere această temă a depresiei, să vorbim despre depresie, să încurajăm pacienții să vorbească despre depresie, iar noi, mă întorc la ce am spus la început, noi asistenții medicali, fiind cea mai largă, cea mai mare categorie de profesioniști din sănătate, noi ne întâlnim deopotrivă cu copiii, începând de la vârsta preșcolară. Prin medicina școlară ne întâlnim cu copiii din școli, din grădinițe. Mai apoi ne întâlnim cu copiii și părinți din spitale de pediatrie. Dar ne întâlnim cu această patologie și cu aceste provocări în toată activitatea noastră, indiferent că suntem în spitale, în școli, în cămine de bătrâni. Peste tot, peste tot, nu vreau să omit nicio specialitate și nu vreau să omit niciun sector de activitate, pentru că noi toți lucrăm cu pacienții și noi toți trebuie să fim primii care sesizează la pacienți manifestări de anxietate, de tristețe de lungă durată, de depresie și noi toți trebuie să îi ocrotim, să le vorbim cu mare grijă, să le arătăm empatia noastră, să sesizăm din timp aceste manifestări, să-i ajutăm și să-i îndrumăm să meargă către medicii psihiatri. Tocmai pentru că, tragic, se întâmplă ca această patologie să conducă și la un deznotământ nefericit, acela al suicidului. De aceea ne-am întâlnit astăzi aici, despre depresie, așa cum dumneavoastră știți bine din programul nostru. Ne va vorbi astăzi la curs domnul dr. Florian Coleci. Domnul dr. Florian Coleci este un... Domnul dr. Florian Coleci, medic primar psihiatru de la Fundația Estuar din București, este un vechi și drag colaborator al Ordinului Asistenților Medicali. Cred că mulți dintre dumneavoastră ați mai fost la cursurile noastre cu domnul doctor. Sigur că dumnealui astăzi ne va readuce în atenție problema depresiei. Sigur, și... sunt oameni care au fost la cursuri? Cu mine? Da. Aia e? Bun. Și mulțumesc domnului doctor și Fundației Stuart pentru că suntem astăzi împreună și marcăm împreună Ziua Mondială a Sănătății la Galați. Și acum, de-abia acum mă cuprind, cred că, cele mai mari emoții, pentru că trebuie să vă anunț și niște invitați foarte speciali și sunt onorată că acești invitați ai Ordinului Asistenților Medicali Galați sunt astăzi aici cu noi, tocmai în semn de atașament, de prețuire, pentru întreaga noastră activitate, vedeți că au ales să vină la Ordinul Asistenților Medicali și nu-i puțin lucru, dați-mi voie să vă prezint cu tot dragul, cu toată emoția și onorată de faptul că a dat curs invitației noastre, să vi-l prezint pe domnul dr. Rareș Trișcă, ministru secretar de stat în Ministerul Sănătății din România, care a...
ascultă și eu fără microfon, sper să mă auziți. Vreau să nu trebuie să stric, doar să mă auziți. Mă bucur că am fost invitat la această zi, de ziua noastră, a Sănătății Mondiale. Mă bucur și că am ales să discutăm despre această temă, problema depresiei, care cuprinde undeva la 300 de milioane de pacienți la nivel mondial. Deci este o problemă reală. Și mă bucur că suntem așa de mulți aici să învățăm, să primim sfaturi de la specialiști despre cum putem identifica, preveni și trata această boală care, din păcate, este în creștere. Cum putem să ne sfătuim pacienții, cum putem să ne sfătuim colegii, prietenii, să apeleze la specialiști pentru a scăpa de acest lucru. Totodată vreau să vă transmit că din partea Ministerului Sănătății, din partea Guvernului României, că avem toată deschiderea pentru dumneavoastră, vă susținem cât de mult putem și aici vreau să vă aduc aminte și despre creșterile salariale pentru asistenți. Undeva din 2018, în 1 ianuarie, vom vorbi de salarii de 3.900 de RON pentru asistenți deputanți și 5.100 de RON pentru asistenți principali, la care vor adăuga sporurile. Asta este un program de guvernare și asta ne dorim. Prezenți și a celor care nu sunt prezenți, să vă adresăm invitația. Poate vă veți putea stabili în agendă și... Vă mulțumesc mult. Și eu cer scuze că am emoții. Cred că se simt, se văd. Asta e. Emoțiile, până la urmă, înseamnă că trăim autentic. De asemenea, ne-au onorat invitația noastră și reprezentanții administrației publice locale Galați și, cum spuneam și mai înainte, am mulțumit foarte sincer, deloc formal, conducerii primăriei pentru că ne-au prilejuit desfășurarea acestei activități în sala Teatrului Dramatic. I-am mulțumit domnului primar Cucheanu, dar acum îi mulțumesc în mod deosebit domnului viceprimar, domnului inginer Sorin Enache, viceprimarul municipiului Galați, pentru că și-a făcut timp să fie împreună cu noi, tocmai pentru că îmi face plăcere să vă spun bună ziua și la mulți ani. Sunt viceprimarul Sorin Cristian Enache, reprezint primăria municipiului Galați, dar și pe colegul meu, domnul primar Ionuț Cucheanu, care m-a rugat să fiu alături de dumneavoastră și să vă transmit toate gândurile bune, precum și dorința de a îmbunătăți colaborarea noastră cu dumneavoastră. Prezența administrației publice locale la acest gen de manifestare se datorează faptului că avem misiunea comună de a ne uni eforturile pentru a îmbunătăți și a crește calitatea serviciilor medicale și, sigur, astfel de cetățenii să fie mulțumiți și să ne ridicăm la nivelul exigențelor, cerințelor lor. Primăria municipiului Galați are în subordine trei spitale. Spitalul de pediatrie Sfântul Ioan, Spitalul de Psihiatrie Elena Doamna
și Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie Buna Vestire. Mai avem și în subordine și serviciile de asistență medicală, precum și Centrul Medico-Social de la Petia. Principala noastră datorie și direcție în care dorim să creștem calitatea serviciilor medicale, sigur, se îndreaptă spre creșterea investițiilor și, sigur, a proiectelor de modernizare a infrastructurii medicale. Suntem mândri să vă anunțăm că am reușit, chiar în ședința trecută a Consiliului Local, din data de 28-a 3-a, să aprobăm achiziționarea imobilului în care își desfășura activitatea Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buna Vestire. Practic, prin această achiziție, putem debloca o perioadă nefastă în care acest spital nu a putut beneficia de investiții, deoarece nu eram proprietar. Proprietarii erau cei de la Fundația Caritatea, după cum știți. De asemenea, tot în ședința trecută am aprobat lucrări de modernizare a instalației de alimentare cu apă la Spitalul de Pediatrie Sfântul Ioan, precum și modernizarea sistemului de ventilație. Avem multiple proiecte. Am investit și, după cum ați aflat, am înființat un centru de permanență nivel 39, ceea ce înseamnă, iarăși, o creștere a calității serviciilor medicale și asigurarea continuității lor, precum și locuri de muncă pentru dumneavoastră, pentru cei care învață și se perfecționează continuu în această nobilă meserie. Bugetul nostru, după cum știți, deși este unul limitat, în anul 2017 am reușit totuși să creștem bugetul de funcționare cu circa 16%, iar cel de dezvoltare, practic, l-am mărit cu 160%. Asta înseamnă această investiție în spitalul, în achiziționarea imobilului de la Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie. Facem eforturi. Eforturile noastre sunt, să zic așa, mai simple, pentru că ne îndreptăm doar spre investiții. Iar dacă am vorbit despre eforturi comune, acum vă revine și dumneavoastră datoria de a insista în creșterea perfecționării, a profesionalizării acestei nobile meserii, astfel încât investiții cu creșterea pregătirii și specializării a profesionalismului să chiar să ducă la acel deziderat comun de îmbunătățirea serviciilor sanitare. Ce să vă spun? Vă urez la mulți ani, realizări remarcabile pe toată linia și suntem în continuare un partener deschis pentru a colabora cu dumneavoastră. Mai avem un invitat special și chiar un foarte, foarte activ și bun colaborator al conducerii Ordinului Asistenților Medicali Galați. Îl prezintă domnul doctor Alexandru Nechifor, reprezintă Consiliul Județean al Județului Galați, este consilier județean în Consiliul Județean și este secretarul Comisiei de Sănătate a Consiliului Județean. Vă rog, domnule doctor. La mulți ani, în primul rând, e destul de dificil să vorbesc cu secretar de stat și conducerea primară de municipiu, însă o să-mi dau toată silința. Mulțumesc, în primul rând, doamnei președinte Daniela Timoc, pentru invitație și pentru onoarea de a mă afla astăzi alături de dumneavoastră. Tema de anul acesta pentru Ziua Mondială a Sănătății este depresia. Și din puținele mele cunoștințe medicale știu că depresia se tratează cu fapte bune și cu vorbe bune. Așa că o să încep prin a da puțin din casă. În sprijinul dumneavoastră, undeva la mijlocul lunii mai, în cadrul Spitalului Județean, se vor face angajări pentru a vă cădea puțin nivelul extrem de ridicat de lucru pe care îl aveți la ora actuală. De asemenea, în acest an, avem în toate spitalele pe care le patronează, să spunem așa, Consiliul Județean, un nivel extrem de ridicat de investiții. Și pentru asta îi mulțumesc, domnul președinte Costel Potea, pentru că a înțeles nevoia de a investi în sistemul medical. Avem proiecte extrem de importante în toate spitalele pe care le avem în subordine și pentru asta
Mulțumesc din nou, domnului președinte. Deși sunt medic, am ținut neapărat să fiu alături de dumneavoastră, pentru că, așa cum se spune, într-un spital, medicii reprezintă creierul acelui spital, însă dumneavoastră, asistentele medicale și asistenții medicali, reprezentați inima. Și doar prin inimă se poate trata depresia. Vă mulțumesc pentru invitație și... de prezentarea domnului doctor psihiatru de astăzi. Vă mulțumesc! Să știți că eu mă bucur de aceste aplauze, pentru că o să vorbim despre depresie. Și nu știu câte o să aplaudați la final, după ce... Așa că mulțumesc anticipat! De kilometri. Ce vă spune? Ce vă aduce aminte acest număr, această cifră? La maraton, da? Și poate vă întrebați care este legătura între maraton și depresie. Cei care ați mai fost la cursurile mele, știți, mereu am venit în sacou, în cămașă, de data asta am renunțat. Pentru că vreau să privim ceea ce facem pentru a ne lupta cu depresia, cu alergarea la maraton. Asta este pentru mine, ca specialist, depresia. Și asta este și pentru pacienți. Pentru că a alerga 42 de kilometri presupune un efort.